Da, îți dai seama, sunt cu gândul doar la ce urmează. Mă bucur că până la urmă este aproape să concretizeze această ofertă. Sunt foarte bucuros și încrezător în ceea ce urmează. Cât de mare va fi concurența pe post? Cu siguranță va fi cea mai mare concurență pe care am avut-o până acum. Oblak este probabil cel mai bun portar din lume. Cum se vede Atletico Madrid pentru un portar care, ai spus și tu, acum 4 ani îți căuta echipă? Da, este un vis devenit realitate. Încă nu mă hazardez, mai am de să trec viza medicală. Cred că e un exemplu pentru toți copiii care joacă fotbal, să aibă încredere necondiționată în ei, că la fotbal orice e posibil. Cu limba spaniolă te descurci? Madrid, Radu Drăgușin la Tottenham, fotbalul românesc parcă se vede altul, nu? Da, cred că calificarea la campionat european o să ajute pe toată lumea. Ne bucurăm că avem șansa să facem pasul către echipe mult mai mari. Cu limba spaniolă te descurci? Nu mă descurc foarte bine, dar cred că o să învăț foarte repede. Ce o să fie cel mai tare dor din Giulești? De ce o să fie cel mai tare? Cred că de colegi, de tot ce a fost aici, galerie și lucru cum a fost apreciat la Rapid. Vreau să le mulțumesc pe această cale. Probabil dacă nu erau ei, nu eram nici la Liga 1. Cred că sunt foarte mulți oameni la care aș putea să le mulțumesc, dar nu stau acum să-i numer. Pe toți le mulțumesc tuturor care au pus umărul la ascensiunea mea. Ce mai amintire pe care o ai de la Rapid? Sunt foarte multe amintiri frumoase. Cred că și promovarea, și intrarea în play-off, întâlnirea cu suporterii pe noul Giulești. Chiar am amintiri foarte frumoase și cred că o să le pot povesti copiilor și tuturor. Și cel mai greu moment de la Rapid? Cred că cel mai greu moment de la Rapid a fost chiar la început, după ce am semnat cu Rapidul, când am pierdut la Slobozie. Ai avut foarte multe oferte în această iarnă. De ce ai ales Atletico Madrid? Bine, este un nume, dar dacă mergeai la alte echipe, aveai șanse mai mari să joci titular sau acesta. Acum nu știu să-ți răspund la această întrebare. Au fost într-adevăr foarte multe discuții, dar când a apărut Atletico Madrid, după cum am mai spus-o, cred că nu poți refuza această echipă. Au fost și cei mai deciși. Acum mai avem de trecut pasul vizitei medicale. Cu Simeone ai apucat să vorbești? A sunat? Nu. Cu selecționerul? Cu Mr. Eddie am schimbat câteva mesaje. Îi mulțumesc pe această cale și dânsului și tuturor de la echipa națională. Sper să ne revedem în martie sănătoși. Ce înseamnă ca doi jucători de top să ajute echipa națională a României, tu și Radu, la echipe atât de mari? Cred că, după cum am mai spus-o, e un început doar. Sper ca și restul colegilor de la națională să facă pasul către echipe foarte mari și cred că am arătat-o deja că ne putem bate cu orice națională. O să-i fi ghid naționalei când vine pe Wanda Metropolitana? Da, prima dată să fac și eu cunoștință cu stadionul și cu tot ce e acolo, e de vreme să vorbesc. Mulțumesc. Mersi!